Au început lucrările de consolidare a unei porțiuni degradate din zidul cetății medievale Sighișoara. Anunțul a fost făcut la începutul acestei săptămâni de primarul municipiului. Demersurile au început în anul 2016, iar lucrările demarate în aceste zile se vor finaliza până în data de 8 martie 2023. Primăria Sighișoara a anunțat că au început lucrările de consolidare și restaurare a tronsonului 7 din zidul cetății medievale. Acesta era în pericol de prăbușire pe o porțiune de 10 metri din cauza infiltrațiilor din apele pluviale și adâncimii de fundare insuficientă. La restaurare se vor folosi blocuri de piatră și mortar cu proprietăți cât mai apropiate de cele din zidăria originală. O altă porțiune de zid a cetății medievale Sighișoara, tronsonul 11, care s-a prăbușit pe o porțiune de 4,6 metri în urmă cu trei ani, a fost refăcută. Un alt program gestionat de Institutul Național al Patrimoniului vizează întocmirea proiectului de consolidare și restaurare a fortificațiilor cetății Sighișoara, care cuprind alte tronsoane de zid precum și tunurile și bastioanele Breslelor.